orice om are nevoie de iubire și a iubi. Orice viață fără ea n-are destin. Nu se poate în viața mea fără de iubirea sa. Oare cine și ce este iubirea? Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Că nu mi-a iubit în lume nici părinți, nici copii, niciun om nu-mi dovedește a mă iubi. Dacă ura mă apasă și este vrăjmașul meu, va veni o zi în care m-a scăpat Dumnezeu. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Spune-ți da la orice cine, Dumnezeu e dragostea. Iubești, tu ai putere să iubești pe altcineva. Toți cei ce iubesc pe Iisus să iubești și pe vrăjmași. Dumnezeu de așa iubire ne-a chemat să fim părtași. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Cineva sus în cer mă iubește, cineva mă păzește mereu. Eu sunt sigur că în orice vreme sunt iubit de însuși Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Haideți, vă rog, să vă ridicați și dumneavoastră. Și acest cineva care ne iubește, care ne poartă de grijă, merită să fie lăudat, merită să fie înălțat. Și acum întrebarea se pune invers. Oare noi îl iubim pe el așa cum ne iubește el pe noi? Cântarea următoare spune: mă iubești tu mai mult decât ceilalți, mă iubești ca pe un frate ceresc. Tu mai mult decât ceilalți, mă iubești ca pe frate ceresc. Mă iubești tu ca rod din iubire, eu așa te iubesc. Eu
așa, eu așa te iubesc. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, mai presus de orice gând pământesc, mai presus de orice dragoste a firii. Eu așa, eu așa te iubesc. Eu așa, eu așa te iubesc. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit. Mă iubești între flori și între suliți. Eu așa, eu așa te-am iubit. Eu așa, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit. Mă iubești între flori și între suliți. Eu așa, eu așa te-am iubit. Eu așa, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, decât cei ce arar mă-nsoțesc. Mă iubești tu privind veșnicia, eu așa, eu așa te iubesc. Eu așa, eu așa te iubesc. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit. Mă iubești între flori și între suliți. Eu așa, eu așa te-am iubit. Eu așa, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit. Între flori și între suliți. Eu așa, eu așa te-am iubit. Eu așa, eu așa te-am iubit. Simți că lume străine ți-s toate, simți că mine ți-e tot împlinit. Mă iubești tu mai mult ca pe tine. Eu așa, eu așa te-am iubit. Eu așa, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit. Mă iubești și între flori și între suliți. Eu așa, eu așa te-am iubit. Eu așa, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit. Mă iubești între flori și între suliți. Eu așa, eu așa te-am iubit. Eu așa, eu așa te-am iubit. Apa-i schimbat-o în vin, ochii deschis orbilor, tu ești Domnul minunilor. Nu e nimic ce nu poți, iar și beznă strălucești. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare. Ești cel ce vindești, poate puterei
Iisus, Iisus, Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindeci cu a ta putere, Iisus, Iisus, Papa-i schimbat-o în vin, ochii ai deschis orbilor, Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindești cu a ta putere, Iisus, Iisus, Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindești cu a ta putere, Iisus, Iisus. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindești cu a ta putere, Iisus, Iisus. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindești cu a ta putere, Iisus, Iisus. Aș vrea să vă îndemn să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, având în vedere casele noastre, familiile noastre, dar având în vedere un eveniment care, despre care fratele Emil Bartos ne-a spus că nu vrea să răspundă la întrebări. Dar noi am înțeles spiritul în care a spus dânsul, să nu ne abatem prea mult de la subiect. Aș vrea să vă îndemn să vă rugați pentru cei dragi ai dumneavoastră, gândindu-vă la judecata viitoare. La revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, mirele nostru pe care îl așteptăm, pentru care suntem chemați să lucrăm ca învățăturile Lui să ajungă până la marginile pământului. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar până să ajungă la marginile pământului, ar trebui să fie clare în casele noastre, acolo unde lucrăm, unde locuim. Aici cred că avem mult de lucrat. M-am gândit ce frumusețe și ce bogăție de cuvânt am avut zilele acestea și care am avut binecuvântarea să fim împărtășia fraților. Avem ocazia să ne îmbogățim, dar pe lângă lucrul acesta, aceasta ne obligă. Niciunul dintre noi nu o să putem spune, n-am știut că e așa important. N-am știut să ne facem ordine în viață. N-am reușit să facem să punem prioritățile în ordinea corectă. Nu o să putem spune asta. Mulțumim Domnului că ne descoperă prin cuvânt înaintea noastră, înăuntru, în sufletul nostru, în duhul nostru, ce avem de făcut. Și pentru îndemnul care vreau să vi-l dau, să ne rugăm, având în minte acest eveniment care va fi, eu cred că nu este eveniment mai grozav care se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Aici Domnul Iisus spune, când va veni Fiul omului în slava sa
cu toți sfinții îngeri va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Celorlalți le va spune: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Două perspective, două posibilități. Și aici se vorbește despre oamenii care pun întrebări, așa cum poate că și noi credem că vom mai pune. Eu nu cred. Nu cred că cineva, în Biblie scrie că cel rău nu va avea curajul să țină capul sus în ziua judecății. Nu cred. Aici sunt niște întrebări care oamenii le pun: Doamne, dar când am făcut noi lucrurile acestea și când ți le-am făcut noi ție? Sau când ai fost tu acolo și nu ți le-am făcut? Învățăturile din zilele acestea s-ar putea să ne ajute enorm sau s-ar putea să ne acuze. Așa că rugăciunea care o să o facem înaintea lui Dumnezeu, să-i cerem putere, lumină, Duhul Său cel Sfânt să ne călăuzească în toate alegerile care le avem de făcut, în toate deciziile care le avem de luat. În Matei, în capitolul 12, cu versetul 3, se spune că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de până și de orice cuvânt nefolositor. Până acolo. Și dacă ascultăm diferite învățături care vorbesc despre faptul că unii vor fi judecați, alții nu, eu am citit în Scriptură, Pavel vorbește corintenilor în 2 Corinteni 5 cu 10 și spune că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Imaginați-vă scena aceasta. Cu asta în minte vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Pavel, în zelul lui de a duce cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am fost îndemnat zilele acestea să facem și noi, a ajuns să fie înaintea lui Felix. Și el, când propovăduia și spunea și vorbea despre judecata viitoare, în Fapte 24 cu 25 se spune despre lucrul acesta, Felix, îngrozit, i-a zis: asupra acestor lucruri te voi asculta altă dată. Vedeți? N-ar fi frumos ca înaintea mirelui nostru, înaintea lui Hristos, să fim atunci veseli, bucuroși, așa cum te simți câteodată la predică și știi că acolo Dumnezeu ți-a dat biruință, că acolo n-ai probleme, că acolo cumva prin ajutorul Domnului te duci cu drag înainte și ești bucuros în inima ta. Sau altă dată, când asculți cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El, și simți o acuzare în inima ta. Ceva de genul ăsta cred că va fi când vom fi, da, imaginați-vă înaintea tronului, scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Vă rog să vă ridicați și dumneavoastră în picioare, cu imaginea aceasta înainte, cu familiile noastre înainte, vecinii noștri. Am vrea să stăm înaintea scaunului, înaintea mirelui nostru, bucuroși, nu îngroziți, bucuroși împreună cu toți ai noștri, și Domnul să ne ajute. Amin. Când vrei să vii, când vrei să-ntorci, când vrei să vii la Dumnezeu. O vino
acum vreau să vii și eu. Când vrei să spui, acum întorc. Nu vreau să mai amân mereu. O vii. De a mă apropia de cuvânt și a-l împărtăși, aș vrea să vă aduc salutări din Banat, de unde venim împreună cu soția mea, Tatiana. Ea m-a dus acolo. Eu eram bihorean, deși m-am născut lângă Satu Mare, la Ardud, nu departe de aici. Dar așa, providența lui Dumnezeu. Deci, primiți salutări, vă rog, din partea fraților, surorilor de credință, din mai multe biserici, Biserica Metanoia Arad, unde slujesc în echipa pastorală, din partea colegilor profesori, de la mai multe școli din țară, străinătate. Mulțumesc pentru invitația de a veni și de a sluji în aceste zile, pe o temă foarte importantă, și anume tema priorităților, prioritățile vieții creștine. Cei care ați fost de vineri, sâmbătă, ieri, am trecut prin mai multe texte, toate textele alese în această serie de mesaje sunt din Evanghelia după Luca și dimineața aceasta la fel, cu ajutorul Domnului și după masă. Și ne-am uitat întâi la prima prioritate, sufletul înaintea lucrurilor, în Luca 12. Sufletul este mai important decât toate lucrurile materiale, toate posesiunile, toate realizările noastre. Ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nimic nu este mai important pentru noi decât să avem pacea sufletului, să fim în rânduială în sufletul nostru, în relația cu Dumnezeul nostru. A doua prioritate
pe care am dezbătut-o sâmbătă dimineața a fost tot din Evanghelia după Luca, de data asta capitolul 10, vizita lui Iisus în casa lui Marta și Maria. Și acolo am învățat de la Domnul Iisus Hristos următoarea prioritate, că importantul este înaintea urgentului. S-ar putea ca multe lucruri urgente să sufoce viața, să te facă să uiți de cele mai importante lucruri. Trebuie să-ți revizuiești prioritățile, să faci o listă de lucruri importante și acolo trebuie să domine relațiile tale. Relația cu Dumnezeu, relația cu familia ta, cu copiii tăi, cu relația cu frații, surorile de credință. Relațiile sunt în primul rând în lista ta de priorități, de lucruri importante. Apoi, tot ieri, am mai avut încă o prioritate. Ne-am uitat la tânărul bogat, care a venit la Iisus să își regleze și el viața, dorea să fie sigur de viața veșnică. Și în Luca 18 citim despre o prioritate pe care Iisus a dorit să o învețe acest tânăr, și anume că disponibilitatea este înaintea confortului. S-ar putea să trăiești o viață mult prea confortabilă și Dumnezeu să nu te poată folosi. Trebuie să înțelegi că disponibilitatea de a-L urma pe Iisus cu tot ce ai este înaintea oricărui fel de confort. Asta înseamnă ucenicie, să fii pregătit de jertfă, de sacrificiu, să îi dai totul lui Hristos. S-ar putea confortul tău să fie o piedică în a-L urma cu toată inima pe Iisus. E o prioritate esențială pentru orice ucenic al Domnului. Și aseară am avut o întâlnire cu frații din biserică. Soția mea a avut o întâlnire cu surorile, nu știu ce v-a spus, așa, dar eu știu ce am abordat cu frații, o altă prioritate. Și ne-am ocupat de un text din Luca 22, despre următoarea prioritate, că slujirea este înaintea cârmuirii. Nu poți să fii lider, să fii un conducător, un cârmuitor, dacă nu slujești întâi. Slujirea înseamnă să te sacrifici, slujirea înseamnă să te smerești, să-i slujești pe alții. Atunci te vor recunoaște ceilalți ca adevărat conducător, nu să te impui tu prin puterea ta, prin, nu știu, diplomele tale, banii tăi, nu. Un adevărat conducător este unul care slujește, de aceea este recunoscut de ceilalți. Asta se aplică și în casa ta. Adevărații conducători în casă sunt cei care slujesc mai mult. Și la fel este și în biserică. În această dimineață trecem la următoarea prioritate și vom citi din Luca 19 și titlul mesajului meu este Relația înaintea reputației. Textul este Luca 19, de la versetul 1 la 10, despre întâlnirea Domnului Iisus cu Zacheu. Dăm cinste cuvântului și ne ridicăm cu întreaga adunare. Iată ce spune Sfânta Scriptură, Luca 19, versetul 1. Iisus a intrat în Ierihon
și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Vă rog să ocupați locul. Domnul să ne vorbească tuturor și în această dimineață. Deci titlul mesajului este relația înaintea reputației. Domnul Iisus Hristos ne învață cum să ne raportăm la cei care au nevoie de mântuire. Această lecție este pentru toți ucenicii Lui. El este modelul. Textul nostru, ca să-l plasăm corect în contextul larg, face parte dintr-o serie de mesaje despre căutarea celor pierduți. Luca pune împreună mai multe cazuri, texte, încă din capitolul 15, și tema lui este legată de cei care au fost pierduți, dar apoi au fost găsiți. El dă o pildă cu oaia care s-a rătăcit, s-a pierdut și a fost găsită de stăpân, tot se bucură. Dă un alt exemplu, o pildă cu o femeie care și-a pierdut un ban, l-a găsit și tot se bucură, pentru că banul acela era partea unui colier de 10 bani care se dădea în ziua nunții. De aceea era prețios acel ban, pentru că era sentimental, era parte a unui întreg. Și a fost găsit și s-au bucurat toți. Și apoi e pilda cu fiul care s-a pierdut și tatăl l-a așteptat, l-a primit cu bucurie. Ceva a fost pierdut și găsit. Și mai multe texte vorbesc despre tema aceasta. Calupul acesta, paragraful acesta larg din Luca se încheie cu Zacheu. Doar Luca, evanghelistul, este cel care a inserat, a pus această întâlnire a lui Iisus cu Zacheu. Asta arată detaliile acestui medic, pe nume Luca, care a cules informații cu precizie și le-a inserat în Evanghelia lui. Evanghelia după Luca este o Evanghelie foarte solidă, cu date și despre anumite boli, cu mult mai multe date decât o fac ceilalți evangheliști sinoptici. Deci, avem aici descris o întâlnire specială pe care Iisus o are cu o persoană importantă, very important person, da? VIP, din vremea respectivă, și anume mai marele vameșilor. Nu știu, echivalentul astăzi, avem mai marele vameșilor, șeful vameșilor, vă dați seama, sau cum ar veni șeful fiscului. Deci te poți gândi la cineva foarte bine poziționat în societate. Da. Și vă spun toate acestea pentru că
Astăzi noi o să medităm la cum să te raportezi la astfel de oameni. La oameni pentru care nimeni nu se roagă, pe care nimeni nu-i caută. Zici că sunt de neatins, sunt acolo, e treaba lor, nu, să n-am nimic de a face cu ei. Nu, Iisus ne învață astăzi cum să ne raportăm la acești oameni, care poate nu ne plac, așa, omenește vorbind, dar ei, toți aceștia au suflete, au nevoi, trebuie cineva să le ducă Evanghelia. Despre aceasta e vorba aici. Nu știm, zic, multe detalii despre Zacheu, vom încerca să aflăm din text, dar înainte aș vrea să ne uităm la trei personaje care apar în textul nostru. Primul personaj, care este cel mai important în centrul narațiunii, nu este Zacheu, ci este Iisus Hristos. Iisus, l-am numit așa, Iisus este cel care îl caută pe omul pierdut. A fi pierdut în contextul biblic înseamnă a fi nemântuit, a fi neîmplinit, a fi fără orientare. Iisus era un rabin tânăr, 30 și ceva de ani, popularitatea lui creștea în ochii oamenilor, deci avea oarecare succes, era curtat de politicieni, mulțimea l-a dorit lider, împărat, dar vedeți, popularitatea are capcanele ei. Uitați-vă, gândiți-vă la cei pe care ați cunoscut cândva și au devenit foarte populari. Unii și-au pierdut specificul, căldura, blândețea, omenia. Da. De ce? Pentru că pericolul popularității este să lupți pentru imagine, să lupți pentru reputație. Și de obicei, popularitatea te îndepărtează de problemele oamenilor și trezește invidia altor lideri. Dar Iisus, deși devenise popular, n-a căzut în capcana aceasta a reputației de moment. Pentru Iisus contau oamenii, nu imaginea de sine. El îl iubea pe Tatăl, pe Dumnezeu Tatăl, și iubea și pe oameni. Și iubirea, prin definiție, pretinde investiție în relații. Dacă iubești pe cineva, trebuie să te investești în relația cu el. Timp, energie, comunicare, jertfe de tot felul. Și uitați-vă la Domnul nostru, el s-a investit într-un grup de oameni. Putea să facă politică. Credeți că Iisus n-ar fi fost bun politician? Era fost. Și vorbea foarte bine. Nu ca alți politicieni. Credeți că n-ar fi putut deveni un foarte bun om de afaceri? Ba, cred că s-ar fi descurcat. Și totuși Iisus Hristos nu alege calea politicului, a economicului, a realizării sociale, ci se investește în 12 oameni, în 12 ucenici. Pe lângă aceștia, Domnul nostru a mai făcut ceva deosebit. Se ocupa de cei pierduți. Citim de pildă în Matei capitolul 9, îmi place acest pasaj pentru că e cel mai concentrat, de la versetul 9 la 13, următoarele. Deci Matei capitolul 9, de la versetul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă, un alt vameș. Și i-a zis, vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, Iisus, iată că au venit o mulțime de vameși, probabil colegi de-a lui Matei, și păcătoși. Aici păcătoși are sens de oameni fără o reputație bună. Că probabil că prietenii lui Matei au fost vameși și pe lângă ei mai erau și alții. Cine știe cum trăiau atunci, înainte de a se întâlni cu Iisus? Bun.
Și au șezut la masă cu el, cu Iisus și cu ucenicii lui. Și farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Observați atitudinea lui Hristos, adică Domnul nostru și-a riscat, dacă vreți, reputația de rabin, asociindu-se cu niște oameni care n-aveau un bun renume în vremea aceea, dar a dorit să stea cu ei, să mănânce, să bea cu ei, să petreacă cu ei, să vorbească cu ei. La fel ca în cazul lui Zacheu. Iisus intră în casa mai mare lui vameșilor, da, care n-avea o reputație bună. Bă, sunt sigur de asta. Ce vreau să spun este că Iisus Hristos, vedeți, ne prezintă modelul unui adevărat credincios creștin care iubește oamenii, îi iubește pe cei pierduți, se duce la ei. Iisus a luat inițiativa să caute pe cei pierduți, pentru că au nevoie de doctor spiritual vorbind. Nu l-ați văzut pe Iisus așteptând într-un colț, într-un birou undeva, știu eu, cine bolnav spiritual să vină la mine. Nu, el s-a dus după ei, pentru că cei bolnavi spiritual nu pot să caute, n-au putere, ei de aceea sunt bolnavi spiritual. Am să revin la această idee. Dar Iisus Hristos e în centrul narațiunii noastre, a povestirii noastre. El ia inițiativa și îl caută pe cel pierdut, în cazul nostru pe Zacheu. Bun, al doilea personaj din povestirea noastră este Zacheu. Eu l-am numit cel pierdut care caută mântuirea. Pe Iisus l-am numit cel care caută pe cei pierduți, pe omul pierdut. Zacheu acesta a pornit în căutarea lui Iisus pentru că îi lipsea un lucru, știți, ca tânărului bogat. Deși avea de toate, era un om moral, era un om religios, tânărul bogat s-a dus la Iisus să îl întrebe cum poate să moștenească viața veșnică. Din nou, același problemă, simțea că îi lipsește ceva. Zacheu, deși mă gândesc că avea tot ce îi trebuie, da, l-a căutat pe Iisus. Acum, Zacheu avea multe dezavantaje. În primul rând era vameș. Și vameșii în vremea respectivă erau urâți de popor. Zacheu era evreu. Era însă folosit de romani care în vremea respectivă cuceriseră Palestina și au impus taxe. Acum, ce făcea vameșul în vremea aceea? Întâi de toate, el trebuia să meargă la evrei și să culeagă cota parte de taxă, de impozit, pentru romani. Dar nu luau întotdeauna doar cât cereau romanii. Vameșii luau întotdeauna un pic mai mult, ca și astăzi. Un pic mai mult. Și ceea ce lua peste ce trebuia să dea la romani, oficial, legal, le rămânea lor. De aceea unii erau foarte bogați. Bun. De aceea poporul evreu îi ura pe acești vameși pentru că erau evrei trădători. De aceea, vedeți, nici
nici nu erau considerați fiii lui Avram, adică evrei, pentru că erau vânduți. Când Iisus Hristos îl reabilitează pe Zacheu, vă amintiți ce spune? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el este fiul lui Avram. Deci îi reabilitează și statutul social. Așa era. Era urât de propriul popor, era suspectat de colaboraționism. Mai avea niște dezavantaje acest Zacheu. Era mic de statură. Nu e o mare dezavantaj acesta, dar pentru ceea ce dorea el, să-l vadă pe Iisus, auzise de el, probabil, era un dezavantaj. Nu putea să vadă de ceilalți. Și de aceea face un gest surprinzător pentru toți. Da? Să se urce într-un pom, undeva la marginea drumului, așa era în vremea respectivă, ca să-l vadă pe Iisus. Acum imaginați-vă, știu, șeful fiscului, că face un astfel de gest, nu, sau șeful poliției de prin Zalău, sau șeful vameșilor, să vină la biserică, să-l caute pe Iisus. Toți ne-am întoarce acolo, da? Să-l vedem pe respectivul. Cam așa. Acesta a fost riscul pe care și l-a asumat și Zacheu, să se urce într-un dud, într-un copac, ca să îl vadă pe Iisus umilitor pentru o persoană așa de importantă ca el. Dar o face, o face, pentru că acest om, deși era vameș, era urât de popor, avea nevoie de mântuire. Toți aceștia pe care, la care eu mă refer, la persoanele importante din societatea actuală, și încep cu politicienii de la București și din zonă, toți au suflet și au nevoie de mântuire. Despre ei este vorba aici. Și am apreciat acest lucru la Zacheu, face un gest de umilință neobișnuit, pe care Iisus îl onorează. M-am întrebat oare de ce era Zacheu interesat așa de mult, așa de tare să-l vadă pe Iisus. Sunt următoarele variante. Poate că Zacheu auzise că și vameșii pot deveni ucenicii lui Iisus. Doar era cazul dinainte al lui Matei, nu? Sau poate că avea conștiința încărcată de atâtea nedreptăți pe care le-a făcut și avea nevoie de liberare, de iertare. Sau poate că simțea povara urii semenilor lui și vrea să scape de ea, să te duci în fiecare zi printre oameni, la casele oamenilor și să simți ura din partea lor. Nu-ți vine să trăiești. Avea nevoie de eliberare. Sau poate pur și simplu dorea reabilitarea înaintea semenilor lui, a evreilor. Sau, mă gândesc, toate la un loc, toate contau pentru el. De aceea face acest gest incredibil. S-a urcat umilindu-se doar ca să-l vadă pe Iisus și să fie văzut de Iisus. Și Iisus Hristos, Domnul nostru, care caută pe cel pierdut, a împlinit căutarea lui Zacheu și se oprește în dreptul lui. Da, surpriză! Și îl cheamă pe nume. Nu cred că i-a spus cineva Domnului, că textul nu spune. Vezi că e unul, Zacheu, care s-a urcat și te așteaptă. Nu. Iisus îl cunoștea deja, de pe dinainte. Iisus cunoaște inima omului și se oprește în dreptul lui și spune: Zacheu, dă-te jos de grabă, astăzi trebuie să intru în casa ta. Contra așteptărilor lui Zacheu, contra preconcepțiilor mulțimii, contra tradițiilor evreiești, Iisus se auto-invită în casa lui Zacheu.
Ați sesizat ce am subliniat. Nu așteaptă ca Zacheu să-i ofere ceva, să trimită pe cineva înainte. Hai, dacă ai timp, uite, între ora 4 și 5 pot să mă vizitez. Nu? Când este vorba de sufletul omului, de viața lui veșnică, te auto-inviți. Și de aceea Domnul nostru nu ține cont de cârtelile din jur. Am să revin la acești cârtitori și face ceea ce a surprins pe toți și pe noi. Intră în casa lui Zacheu, demonstrând că oricine, indiferent cine ești, oricine poate fi mântuit. Puterea transformatoare a Harului lui Dumnezeu poate reabilita pe oricine care dorește să-L întâlnească pe Iisus Hristos. Și Zacheu este mântuit. Obiectivul a fost atins. Mântuirea intră în casa lui Zacheu. Ați sesizat ceva în dialogul pe care Iisus îl are cu Zacheu în prezența altora? Pentru că, vedeți, toată scena aceasta, incluzând intrarea lui Iisus în casa lui Zacheu și discuția de acolo, are loc în prezența ucenicilor și altora din zonă, curioșii. Ați sesizat ceva? Că mântuirea a intrat în casa lui Zacheu și a afectat toate domeniile vieții lui, dar mai ales gândirea economică. Iisus Hristos a schimbat gândirea economică a lui Zacheu, pentru că acesta spune: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Să spună un vameș asta? Trebuie să fi fost o schimbare de mentalitate, nu, radicală, o metamorfoză. Și asta a fost, noi numim asta pocăință, metanoia, regenerare, vindecare, eliberare, cum vreți. Toate sunt bune în cazul acesta. Mântuirea i-a adus eliberarea lăuntrică și apoi a schimbat gândirea. Asta se întâmplă când cineva este mântuit. Poate să înceapă în domeniul emoțional sau în cel rațional, nu contează, dar ajunge la punctul cheie, ce anume te-a ținut rob până atunci. În cazul lui Zacheu, Domnul îi schimbă gândirea economică și mântuirea îi aduce sfințirea. Mintea lui, gândirea lui se schimbă și aduce un duh de mulțumire. Și Zacheu se transformă public, în fața tuturor, fără nicio jenă, fără rușine, devine darnic, își repară trecutul, a înțeles ce înseamnă harul, darul iertării lui Dumnezeu. Și din omul care a fost strângător, nu, hapsân, cel care mereu strângea pentru el, devine darnic. Cum se poate așa ceva? Și era și evreu, adaug. Uite că este posibil. În latin este o vorbă, gratia gratum facens, care înseamnă darul care te face darnic sau mila care te face milos. Când ai înțeles cât de milos a fost Dumnezeu cu tine, vei deveni la rândul tău milos. Da. Interesant, istoria nu ne spune multe despre Zacheu, asta e tot pasajul din Evanghelie, dar în istoria bisericii am găsit un scriitor pe nume Clement de Alexandria, care l-a menționat pe Zacheu, într-una din scrierile lui, că acesta a devenit episcop de Cezarea, episcopul bisericii. Nu știm dacă e adevărat, poate fi o speculație. Ne-ar plăcea să fie așa.
N-ar fi nicio surpriză oricum. Bun, acesta a fost Zacheu. Vă dați seama ce schimbare, un om care a căutat mântuirea și a găsit-o, slavă Domnului pentru această lucrare. Bun, dar acum vin la ceva ce, despre care se vorbește mai puțin. Mai există un personaj sau o categorie de oameni. Am vorbit despre Iisus, am vorbit despre Zacheu. În versetul 7, Biblia spune, când au văzut lucrul acesta, că Iisus a intrat să mănânce la un om păcătos, în casa lui să găzduiască, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Aceștia sunt cârtitorii, deci ăsta e un nou personaj, cârtitorul. Știți cine este, ce este un cârtitor, nu? Unul care critică, care se uită doar la partea negativă. Cârtitorul este cel care se ridică din mulțime, critică fără să empatizeze, adică fără să simtă momentul. El critică indiferent de context. În cazul nostru însă cârtitorul este un religios care evită contactul cu păcătoșii. Vedeți, cârtitorul e religiosul și îi reprezintă pe unii dintre noi. Criticii care arată limitele naționalismului religios și a intoleranței sociale. Sunt cei care admiră miracolele lui Iisus, dar nu sunt de acord cu relațiile lui. E un contrast. Eu îi numesc pe acești cârtitori legaliști, cei dominați, preocupați numai de legi, de reguli, de datini, legaliștii care sunt și în bisericile noastre și sunt foarte periculoși, omoară duhul de bucurie, de libertate. Legaliștii sunt interesați doar de imaginea lor, de reputație, de opinia celorlalți. Legaliștii blochează accesul altora la Împărăția lui Dumnezeu, cum spune Iisus în Matei 23, vorbindu-le fariseilor și cărturarilor din vremea aceea. Lor nu le pasă de sufletul oamenilor, ci de aprecierea oamenilor. Impun, de exemplu, anumite opinii în chestiuni religioase secundare. Păi interesează de ce n-ați făcut așa, de ce punctul ăla l-ați schimbat cu celălalt, de ce a fost îmbrăcat așa, de ce instrumentul ăla, de ce... O religie de suprafață. Mie și milă de ei, deși sunt stârnit mereu. Ca păstor am avut de-a face cu aceștia și n-am prea avut milă cu ei. Pentru că aceștia opresc pe alții să ajungă la adevăr. Pun în față listele de nu-uri, că nu așa, cârtitorii. Nu fac nimic, dar cârtesc. Blochează. O, Iisus Hristos știa această categorie de cârtitori pe care îi interesează doar lucrurile de suprafață secundare. Pe Iisus nu-L interesa mulțimea legaliștilor, ci mântuirea sufletului lui Zacheu. Lecția de aici, știți care este? Să nu lași niciodată legaliștii să-ți fure pasiunea pentru cei pierduți. Nu-i băga în seamă. Nu te lăsa descurajat de comentariile lor. Iisus îi ignoră. N-au voie să intre în viața ta, în lucrarea ta, când tu știi că faci bine. De aceea Iisus n-are nimic cu ei. Dar sunt aici, lângă noi, cu noi. Când vrei să faci o lucrare bună, ei sar imediat. De ce? Este întâia care spune, te-am văzut cu cutare. De ce ăștia-s vigilenții, între ghilimele. De aceea, știți, genul acesta de oameni te inhibă. Îți spuneam că îți omoară pasiunea să mai te duci, să te întâlnești cu oameni. Nu cumva să fii văzut cu păcătoșii, că să aceia ăștia, cârtitorii, imediat. Te și dau pe YouTube dacă te porți cum trebuie.
Cât de relevant este acest pasaj pentru noi astăzi, că vorbim despre priorități? Deja ați sesizat că pentru Iisus Hristos, ca și pentru noi, prioritatea trebuie să fie oamenii pierduți. Domnul nostru spunea în Matei, capitolul 10, pentru aceasta am venit, pentru cei pierduți. Această pasiune pentru cei pierduți a cam dispărut între noi. Pare rău să spun, dar mulți care veniți aici, veniți din datorie, nici nu vă puteți concentra asupra mesajului pe care acum eu îl dau. Mintea voastră merge în altă parte, vă uitați cine intră, cine iese, analizați, nu vă puteți concentra să înțelegeți că acest mesaj este absolut esențial. Te rog să-mi spui de când n-ai mai deschis gura să vorbești despre Iisus Hristos unui om pierdut. Pe cine ai adus ultima oară în casa Domnului să asculte cuvântul Domnului? Ce legătură ai cu vecinii tăi, cu colegii tăi în ultima vreme? Le-ai împărtășit credința ta sau ai abandonat? Ai uitat? Vii din inerție, vii din datorie? Nu, Domnul nu vrea să vii din datorie, vrea să vii din pasiune pentru El și pentru oamenii pierduți. Ce trebuie să recuperăm, dragi frați și surori de credință, este empatia. Învățați un termen nou, cei care nu prea îl folosiți. E un cuvânt grecesc, seamănă cu simpatia. Simpatia este când eu te simpatizez, adică îmi place de tine, dar păstrezi distanță, așa, te simpatizez de la distanță. Empatia e un alt termen și înseamnă nu doar să te simpatizezi, ci înseamnă să mă identific cu tine, cu ce simți tu. Empatia înseamnă să ai patos, să ai pasiune, să ai capacitatea de a împărtăși sentimente, să simți cu celălalt, să te pui în pielea lui, în papucii lui, să-l înțelegi, să trăiești cu el. Să nu mai trăiești doar pentru tine. În evangelizare îți trebuie empatie, nu simpatie. Simpatia ține pe celălalt la distanță, empatia înseamnă că te duci înspre el, te rogi pentru el, simți cu el, îi spui lucrul acesta, îi arăți dragostea. Asta a făcut Iisus, se apropia de păcătoși, mergea, stătea la masă cu ei, îi asculta. Nu pentru că era ca ei, nu făcea ce făceau ei, dar asta nu înseamnă să nu te apropii de ei. Care era riscul? Și de aici a venit și ideea titlului mesajului meu. Riscul era să renunțe la reputație în schimbul relației. Prioritar pentru Iisus a fost relația înaintea reputației. Iisus n-a fost niciodată interesat de imagine, de faimă, de renume, de prestigiu. Iisus Hristos era interesat de sufletele pierdute. Și asta este întrebarea, mai este mântuirea oamenilor prioritatea noastră? Sau prioritatea noastră este să ne simțim bine, to feel good, așa în biserică, să se cânte frumos, să fim comozi, să ne facem datoria? Așa de puțin este. Am pierdut ceva pe parcurs. Poate că ne-am închis în comunitățile noastre de credință prea mult. Poate că am devenit intoleranți religios. Poate că punem etichete prea ușor pe alții. Ne-am separat de păcătoși. Poate că am supralicitat disciplina bisericească, care devine un blocaj pentru alții. Poate că ne pierdem în dezbateri marginale, secundare, legaliste. Și când tu dai semnalul acesta, cine mai interesat să intre într-o comunitate
plină de reguli. Nu? E ca și în familie. Când pui foarte multe reguli copiilor tăi, știi ce sacrifici? Relația. De aceea, regulile sunt secundare. Relația e importantă. Se construiește acolo încrederea reciprocă între părinte și copil. De aceea unii copii nu mai vor să rămână în casă și vor să plece repede. La fel și în biserică. Unii nu suportă, nu intră într-o comunitate în care numai reguli. Și le dai de lucru la cârtitori. Nu asta ne-a învățat Hristos. Sigur, regulile sunt efectul relației, că trebuie să fie rânduieli, peste tot există rânduieli. Bun, deci, ce lecții practice învățăm de la Domnul astăzi? 3 lecții concrete am aici. Prima lecție este aceasta: să-i căutăm pe cei pierduți mai mult decât ne caută ei pe noi. Frați și surori, oamenii nemântuiți sunt nemântuiți pentru că nu sunt interesați de mântuire. Noi așteptăm ca ei să vină aici, păi ei nu sunt interesați de mântuire. Dacă noi nu mergem la ei, ei nu vor veni. Uitați-vă la Domnul nostru. El a luat inițiativa, a lăsat mulțimea pentru unul singur, pentru Zacheu. I-a lăsat pe toți și a intrat în casa lui, s-a auto-invitat, ca să aducă acolo mântuirea, eliberarea. Deci, îmi amintesc de primele metode de evangelizare pe care le-am învățat încă din studenție. Eram la Timișoara student și au apărut studenți americani care ne-au învățat, au venit cu tot felul de broșuri și ne-au învățat cum să evangelizăm. Probabil că unii vă aduceți aminte. Au fost mai multe metode de evangelizare și cu cei 4 pași și cu apoi evangelizarea personală, evangelizarea, știu eu, prin grupuri, evangelizarea prin familie, tot felul de metode de evangelizare, adică să duci mântuirea la alții. Domnul Iisus Hristos face prima regulă, indiferent ce metodă folosești, și anume evangelizarea prin inițiativă. Este să iei tu inițiativa, nu să aștepți să vină alții să te caute. Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 10, și vreau să vă citesc pasajul, mi se pare foarte important, pentru că este o succesiune acolo. De la versetul 14, Romani 10, în contextul mântuirii, iată ce spune Apostolul: dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, că de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Vedeți, aici este o succesiune, dacă mă uit înapoi. Cineva este trimis, după aceea acest trimis propovăduiește, după aceea cel care propovăduiește la alți oameni, aceștia aud, cei care aud vor crede și cei care vor crede vor chema numele Domnului și vor fi mântuiți. Ăsta e ordinea. Fără cineva trimis, fără cineva care să ia inițiativa, nu există variantă de mântuire pentru cei pierduți. Ah.
trebuie să iei inițiativa, trebuie să empatizezi, trebuie să trăiești cu ceea ce trăiește și celălalt. Vreau să vă relatez ceva concret. Un păstor mi-a povestit cum a avut mai multe întâlniri cu o femeie care fusese cu ani în urmă martor al lui Jehova, dar a căzut și la credința aceea, a căzut în tot felul de păcate și a dorit să se întâlnească și cu el. Și au început să discute teologie. Deci femeia aceasta era o femeie inteligentă, pregătită, citită și ea dădea tonul discuției. Cum e cu sufletele înainte după moarte? Cum e cu împărăția de 1000 de ani? Cum e cu tare? Și el, pastorul, încerca să-i răspundă cât știa. Și nu, se pricepea, dar simțea că toată discuția e blocată. Undeva e blocată. Pentru că femeia aceasta conducea întâlnirea și avea multe întrebări teologice. Și după vreo 2 ore de discuții, el și-a dat seama că nu se ajunge nicăieri. Totul se va bloca. Și Domnul îi vorbește, îl cercetează pe el și îi spune, schimbă centrul discuției, mută pe probleme personale. Și deodată, după discuțiile acestea, femeia era foarte reticentă, blocată în prejudecățile ei, pastorul îi spune, auzi, doamnă, dumneata ce probleme ai? Ia spune-mi, ce probleme te frământă? Și femeia șocată începe să vorbească despre problemele ei, despre bolile ei, despre copiii ei care nu mai caută, despre soțul care are probleme și își dă drumul. Și începe să vorbească, știți, despre cum are bani luați împrumut, ce povere are ea, deci își dă drumul și pastorul nostru abia a așteptat momentul și începe să empatizeze cu ea și să arate deschidere și să-i spună, să o ducă, uite, vezi, tocmai asta vrem noi să facem, să te aducem la Hristos care ia povara, Hristos care te poate elibera. Nu ai vrea să îți schimbi, să-L cunoști pe acest Hristos. Și următoarele minute au fost, vedeți, mutate într-o zonă personală de interacțiune și femeia aceasta a capitulat, femeia aceasta s-a predat Domnului. Nu a mai vrut să discute chestiuni mari, teologice. Era pe terenul ei, acolo unde erau problemele ei. Și femeia aceasta a devenit apoi membră în biserica aceasta. Ce vreau să subliniez a fost, vedeți, oamenii au problemele lor, noi trebuie să mergem să-i ascultăm pe oameni, să empatizăm, să îi lăsăm să vorbească, să luăm inițiativa. Nu mergem la dispute, la confruntare, mergem la dialog, la deschidere, la empatie. Inițiativa trebuie să fie a noastră. Căutați pe cei pierduți mai mult decât te caută ei pe tine. Ai un vecin. Da? Nu aștepți să te vadă că tu duminică dimineața mergi la biserică frumos îmbrăcat, îmbrăcată, așa cu copiii de mânuță și poate într-o zi te va întreba, dar unde mergi? S-ar putea să nu te întrebe niciodată. În mintea unora nu există loc pentru biserică, Biblie, mântuire. Noi avem impresia, chiar dacă ei se numesc ortodoxi sau catolici, nu, asta e o chestiune formală. Tu trebuie să iei inițiativa, tu trebuie să-L cauți, să-i spui, n-ai vrea să fii cu mine? Uite, este o biserică, este un loc, hai la rugăciune cu mine, hai, uite, este o ieșire. Am observat că în ultimul timp terenul acesta mai neutru este favorabil pentru astfel de întâlniri. Cine știe, se organizați rolele, organizați o întâlnire, chemați
pe cele din femeile din zona aceasta. Uitați, sunteți înconjurați de blocuri, de cine știe unde stai. Dacă tu nu iei inițiativa, cine s-o ia? Să nu crezi că ceilalți vor lua inițiativa. Caută-i tu mai mult pe ei decât te caută ei pe tine. Așa să vă ajute Domnul. Al doilea gând practic pe care l-am este acesta. Când îi căutăm pe cei pierduți, trebuie să fim pregătiți a renunța la anumite prejudecăți, la anumite preconcepții. Când îi cauți pe cei pierduți, noi de obicei mergem cu prejudecăți. De pildă, la vecinul ăsta nu poate ajunge Evanghelia, la colegul ăsta al meu care jură, care e spurcat, care îi împărtășesc eu Evanghelia, că sigur ăsta nu va fi interesat niciodată de mântuire, de Iisus Hristos. Ăsta-s prejudecăți. Cine ar fi dat ceva pe Zacheu? Că Zacheu să-l caute pe unul Iisus, să intre, să-l invite în casa lui sau să-l accepte în casa lui. Nimeni n-ar fi votat pentru asta. Și totuși, așa a fost. Iisus Hristos a riscat anumite acuze, critici, batjocuri, nedreptăți, nu doar aici, în mai multe situații, doar pentru a salva oameni. Apostolul Pavel are aceeași gândire. Vă reamintesc în 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 18, spune Pavel așa, 1 Corinteni 9, 18, care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia, pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci, măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudei m-am făcut ca un iudei ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și o parte de ea. Cum interpretați atitudinea aceasta? Nu înseamnă să sacrifici anumite convingeri puternice, solide, moralitatea ta, da, etica în care crezi. Nu, nu despre asta este vorba aici. Înseamnă să știi să te adaptezi, să fii înțelept în ceea ce faci ca să îl câștigi pe celălalt. Ăsta e obiectivul final. Adică să-ți riști chiar reputația de dragul relației. Dar vedeți, reputațiile noastre sunt alimentate de preconcepțiile noastre. Îmi vine acum în minte Apostolul Petru. În Fapte 10, vă amintiți că a avut o vedenie. Ne găsim acum deja în perioada bisericii, biserica se formase prin coborârea Duhului, și Petru are o vedenie, a căzut într-o răpire sufletească și în vedenia aceasta vede cerul deschis, un vas cu, ca o față de masă mare legată cu patru colțuri, cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozându-se în jos pe pământ. În ea se afla tot felul de dobitoace cu patru picioare și tărătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Acum, Petru era, știa legea și îl urmărea anumite reguli, îl urmăreau și în vis. Nici acolo nu se schimba. Deci îl sculai la două noapte, el știa exact ce trebuie și ce nu trebuie să mănânce. Bun. Nici de cum, Doamne, spune el.
Niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși, ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Și lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Și în final Petru cedează și vine confirmarea și din partea celorlalți și înțeleg că Domnul i-a vorbit. Domnul l-a înștiințat după aceea cu detalii ca să îl întâlnească pe un roman, un soldat roman pe nume Corneliu. Ce să caute un evreu, nu? În echipă, în parteneriat, la un dialog cu un soldat roman care îi cucerise. Vă dați seama ce risc avea această întâlnire? Să-și strice Petru reputația. Domnul a trebuit să intervine chiar și printr-o vedenie, să-l învețe o lecție. Să lase deoparte preconcepția aceasta, când e vorba despre sufletul unui om. Pentru că mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o e mai inclusivistă, mai largă decât ne imaginăm noi. Până și romanul, până și samaritenii au intrat în planul lui Dumnezeu. Până și noi românii am intrat. Slavă Domnului pentru asta. Vedeți, noi am intrat în planul lui Dumnezeu pentru că au căzut niște preconcepții. Da. Aș vrea să vă citesc ceva. Mărturia unui frate american care a scris o carte, vă spun și numele, Chuck Smith îl cheamă, și cartea se intitulează De ce harul schimbă totul. Mi-a plăcut ce relatează el aici și vreau să vă citesc această experiență, pentru că ideea aceasta a harului inclusivist, a harului care lasă deoparte preconcepțiile, e foarte importantă. Când te apropii de un om, da, trebuie să-l iubești, să-i arăți har. Iată, vă citesc ilustrația aceasta. Citez. Cu ani în urmă, un prieten apropiat lucra într-o afacere de distribuție pentru magazinele alimentare. În timpul turelor sale a întâlnit pe soția unui om care avea un magazin mic. Ei au început să glumească unul cu altul și nu după mult timp se întâlneau în mod regulat ca să bea cafea, să vorbească. Curând s-au îndrăgostit și au părăsit familiile și s-au mutat împreună. Atunci soția acestui om, de asemenea o prietenă dragă, ne-a sunat și ne-a cerut să ne rugăm pentru el. Între timp, pastorul bisericii la care mergea prietenul nostru i-a făcut o vizită acestui om. Pastorul i-a spus că a avut o viziune cu un dric negru și că dacă nu o părăsește pe această femeie și nu se întoarce la soția sa, ei o să-l scoată afară din acea încăpere cu picioarele înainte. Această abordare dură nu a făcut decât să-l înfure și mai mult pe acest om și să-l îndărjească în decizia lui imorală. Soția lui apoi m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să vorbesc cu el. Am fost de acord să merg și l-am găsit pe prietenul meu locuind într-un apartament făcut dintr-un garaj sărăcăcios în partea cearea orașului. Când am văzut casa lui mică și murdară, am fost uimit de cât de mult a pierdut el. Soția și fiicele lui erau persoane minunate. Casa lui se afla într-o zonă minunată. Acest om și-a vândut sufletul pentru o coajă de pâine. Când a venit la ușă, o privire plină de rușine i-a acoperit fața. A fost foarte politicos și m-a invitat să vin să iau loc. Când m-am uitat la viața nouă a prietenului meu, m-am gândit, o, Dumnezeule, cum a putut renunța la atât de mult pentru atât de puțin? Inima mea s-a frânt pentru că l-am iubit pe acel om. Priveliștea în ceea ce a căzut el m-a zdrobit. M-am trezit incapabil să-mi ascund sentimentele și spre stânjenea mea am început să lăcrimez. Am fost copleșit de întristare, iar când amanta lui a ieșit din bucătărie, tot ceea ce am putut face a fost să plâng în hohot. În final am fost atât de stânjenit încât am spus, îmi pare rău, știu că am venit să te văd, dar nu pot vorbi acum. M-am ridicat
am plecat și m-am dus acasă simțindu-mă ca un nătărău. Adică soția prietenului meu a vrut ca eu să-l vizitez și să apelez la împăcarea lor, iar tot ceea ce am putut face a fost să stau acolo și să plâng. Dimineața următoare am primit un telefon cu o veste care m-a lăsat șocat. Prietenul meu s-a întors la soția lui și la familia lui, la câteva ore după vizita mea. Ce a folosit Dumnezeu pentru a obține vindecarea aceasta miraculoasă a unei relații rupte? Nu o atitudine de genul, sunt mai sfânt decât tine, cu siguranță. Duhul Său a creat în mine un duh de blândețe și de întristare care a condus la o împăcare plină de bucurie. Am crezut că am gafat teribil, dar am descoperit că ori de câte ori alegem să umblăm în Duhul, lui Dumnezeu îi place să lucreze cu putere în moduri neașteptate și uimitoare. Închei citatul. Asta înseamnă să-ți pese de cei pierduți, să empatizezi, să te duci la ei, să te consumi pentru ei. Asta a făcut Hristos, asta trebuie să facem și noi. Să nu obosești în facerea binelui, în a căuta uși deschise pentru Evanghelie. Lasă deoparte preconcepțiile. Uită-te în jurul tău. Ai colegi, ai prieteni, ai vecini. Tu zici, niciodată unul din ăsta nu poate să... Da, nu. Ăsta nu-i interesat de cele sfinte. De unde știi? Harul lui Dumnezeu e mult mai mare și mai inclusivist decât crezi tu. Deschideți gura, ia inițiativa sau roagă-te pentru el, cel puțin. Așa cum o face la finalul acestui mesaj. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze. Harul lui e mai puternic decât crezi tu și va lucra neașteptat și uimitor. Și ultimul gând pe care l-am. Când îi găsim pe cei pierduți, să țintim relații de durată, nu reputații de moment. Când îi găsim pe cei pierduți, pregătește-te pentru relații de durată. Nu reputații de moment, că să spui, în sfârșit s-a predat, domnule, gata, am rezolvat problema. Zacheu a fost schimbat printr-o relație de ucenicie, de investiție. Ucenicia presupune un proces transformator. Formarea ucenicilor durează, ucenicii se fac, nu se nasc. Se construiesc relații în timp. Poate că unii de aceea nu sunteți interesați să vestiți altora Evanghelia, pentru că știți că va dura, veți consuma, va lua din timp, din prioritățile voastre, din hobby-urile voastre. Dar sufletul celui pierdut e cel mai important. Nu hobby-urile tale, comoditatea ta. Relațiile în timp sigur necesită sacrificii. Procesul de ucenicizare costă. Să-l incluzi într-un grup de ucenicie, într-un grup de familii, sigur, costă să te duci, să-l aduci poate cu mașina sau familia aceea, sau o inviți, să... cine știe ce te va costa, dar sufletul acestor oameni este cel mai important. Pregătește-te și pentru sacrificii, dacă vrei să fie ucenicie pe termen lung. Mi-amintesc de un fost student al meu care mi-a povestit cum nu era credincios, n-avea nicio treabă cu religia, nici el, nici soția lui. Lucra însă la un patron creștin. Și patronul acesta era un om foarte serios, moral, corect cu angajații și foarte prietenos. Nu se vedea diferența între el și ceilalți în anumite lucruri. Și i-a plăcut, a rămas acolo și după vreo 2 ani de zile a cerut o întâlnire cu patronul creștin, cu fratele nostru.
sigur, acesta a acceptat cu drag, s-au întâlnit undeva într-un loc plăcut și tânărul atunci i-a spus, șeful, te-am urmărit 2 ani de zile. Tu zice, nu știi, dar eu zice, te-am urmărit. Cum trăiești, cum vorbești, ce relație ai cu soția, în familia ta, așa am văzut că ești un om credincios, știu că te duci la biserică, vreau să mă duc acolo unde te duci și tu. Vreau să mă duc la biserica la care te duci și tu. Și, sigur, cu drag, acesta l-a invitat, a venit și acolo a rămas. Și el și soția lui. Și care a fost secretul? N-a simțit presiune, a simțit dragoste, a văzut un model, a fost o formă de relație pe termen spontan, doar așa, gata, rezolvăm, bifăm încă o convertire. Nu. Adevărați ucenici, să știți, sunt cei care iau hotărârea nu ușor, nu superficial, și cei care, să știți, că iau niște hotărâri cu ridicări de mână sau așa, ei știu că e doar un început, atunci doar începe procesul. Cineva trebuie să se ocupe de ei. Și ăsta e rolul bisericii, e rolul vostru, frați și surori. Să-i înconjurați pe aceștia, să le arătați dragoste, să în fiecare zi, deci concret, cum se trăiește. Că ei nu știu să trăiască viața de ucenicie. Sigur că asta necesită sacrificiu, dar merită. Aceasta e învățătura de astăzi. Relația e înaintea reputației. Modelul nostru este Hristos. El ne-a învățat cum să ne raportăm la cei pierduți. Ești gata tu să-ți riști reputația de dragul relației? Cum? Prin a lua inițiativa să cauți tu pe cei pierduți. Nu aștepta să te caute. Tu ia inițiativa. 2. Să fii pregătit să renunți la anumite prejudecăți. Sufletul celui pierdut e mai important decât anumite opinii ale tale, prejudecăți ale tale. 3. Fii gata să investești pe termen lung, să te sacrifici cu răbdare. Dar am un cuvânt în această dimineață și pentru cei care poate aici sunt ca Zacheu. Sunt oameni care sunt într-o anumită căutare, cine știe ce poziție au în societate. Înveți și tu din această parte a Evangheliei că doar întâlnirea cu Iisus Hristos te poate schimba. Nu contează ce tradiție moștenești, nu contează ce moralitate ai, tu trebuie să ai o întâlnire cu Iisus Hristos. Doar această întâlnire îți poate schimba gândirea, mentalitatea și mântuirea va intra în casa ta, prin tine. Înveți de aici și tu că întâlnirea cu Hristos poate restaura toată viața ta, toată gândirea ta, chiar și cea economică, toate valorile tale, adică ți se pot schimba dacă îl întâlnești pe acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. O singură condiție este să-L cauți pe Iisus din toată inima ta. Așa cum spune și Ieremia, vă citesc Ieremia 29:13, este un proroc din Vechiul Testament. Iată ce citesc, Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. E singura condiție. Și Domnul Hristos, care știe inima ta, îți va răspunde. Frați și surori, o nouă prioritate în această dimineață pentru noi. Relația e înaintea reputației. Astăzi am fost motivați de Cuvântul Dumnezeu
să lăsăm deoparte celelalte comoditățile noastre, obiceiurile noastre, să-i căutăm pe cei pierduți, mai mult decât ne caută ei pe noi. De aceea, pentru o rugăciune, dacă mi este permis să sugerez, vom face rugăciunea aceasta mai deosebită. Știu că unii nu sunteți obișnuiți să vă rugați decât la fel. Învârtiți aceleași cuvinte, nu mai știți ce vă să vă rugați. Uitați, vă dau eu un motiv serios să vă rugați. Vă rog să vă gândiți la o singură persoană sau la o familie pentru care știți, credeți că nu se mai roagă nimeni. Și pentru familia aceea vă rog să vă rugați. N-ai făcut-o niciodată. Poate să fie o persoană importantă din orașul acesta, de la locul tău de muncă, poate este șeful tău, nu știu, profesorul, politicianul. Și știți că omul acela are nevoie de mântuire, are nevoie de mijlocire. Asta vom face acum, ca să învățăm, să empatizăm, să ne identificăm cu cei care sunt pierduți și au nevoie de mântuire. Deci vă rog, uitați, vă dau câteva secunde să vă gândiți la o persoană sau la o familie. Da, alegeți-vă numele, gândiți-vă la ei. Numai pentru aceștia vă rog să vă rugați. Eu deja m-am gândit și eu am să fac același lucru. Nu știu să se fi rugat cineva pentru ei, sunt aproape de mine, de ce n-aș face eu acum? Au nevoie de rugăciunile noastre. Să ne ridicăm cu întreaga adunare și facem o rugăciune comună, fiecare invocă numele Domnului și se roagă pentru acea persoană sau acea familie.